Acum, ca să înțelegi, Sorin. Așa, Sorin. 10 ani de zile, da, de relație. Ca să înțelegi de ce spun eu că sunt invidios pe homosexual. După 10 ani de zile, de iubire, frumos, știu. Ne mai povești. După 10 ani de zile, imaginează-ți așa. Cât de frumos ar fi să fii într-o relație cu cineva care să înțeleagă cuvintele exact așa cum le spui tu. Fără să te interpreteze de-am pulea. Că mai fac femeii tot timpul. Dacă aveți mai mult de 2 ani de relația asta, cel puțin o dată o ceartă aia de căcat, când ea vine și ceartă ca pe ultimul prost, e aia. Nu știi sigur ce are, nu știi din unde a venit, dar are ceva. Păi, și bă, și începi și stiega așa și nu-ți dai seama de vine. Începi, uite-o, tu ți-a dus aminte Crăciunul de acum 4 ani? Nu eram împreună cu 4 ani? 4 ani. Și cât am fost eu acum 4 ani? Acum 3 ani am fost la Sinaiba, nu? Nu am fost la Sinaiba, acum 3 ani eram pârliț. Da, da, mi-amintesc Crăciunul de acum 4 ani, cum să rog? Îți aduci aminte că am fost și am luat cină la părinții tăi? Da, mi-amintesc. Îți aduci aminte că după cină am stat la o țigară în bucătărie? Sigur. Bun. Ce ți-am spus eu atunci? Tu ești bolnav la cap, nu? Cum de dracu să știi ce mi-ai spus acum 4 ani? Și tu nu știi de ce, la 11 un sfert, la 11 un martie. A, deci nu te amintești, nu? Eram sigur. Și ce-ți amintești? Pentru că nu-ți mai pasă? Știi ce-ți mai pasă? Pentru că niciodată ți-o păsat. Știi ce-ți o păsat? Pentru că niciodată m-ai împlit. Am avut dreptate, ești un căcat, ești un parc, animal. Și începe și ce? Ca pe ultimul prost. Sigur că ce-am așa. Cum ziceam așa, ca pe ultimul căcat, ești ca prostul gol așa, tu uiți la ea. Tu uiți în gol, tu uiți la ea și te gândești. Mamă, ce-o iubesc! Nu te gândești sincer, bă, femeia asta e femeia visurilor mele. Păi o iubesc cum mă cap pe ea. E o persoană specială și țin la ea o grămadă. Dacă n-ar fi fost ea, nu știu ce m-aș fi făcut. M-a stat de atât de multe ori. Păi neperfectă pentru mine și chiar o iubesc. Dar când o aud cât căcat mănâncă, o bine să-i fug la mâine, taci în pica, mă, deodată. Anticapat-o cu lui mai tași și mentalau să mă apoiam ce. Bă, și credeți-mă, ca bărbatul cel mai neviolent om din lume. Chiar cred că niciodată violența nu e o soluție. Chiar cred că bărbații care bat femei merită să moară fătuți în curte armate de negri. Cred și susțin treaba asta. Nu ai voie să dai într-o femeie. Asta nu înseamnă că n-ai motive. Bă, că au niște momente, nu cât doar tical cu tine, fac bagiat așa mărunte. Ești ultimul câtacu și cu măta și ești prost ca tactu. Și ce-i faci? Hai să mă lovești? O pot o lovești, că nu ești animal. Vezi, bă, nici o pal nu ești în stare să stai cu ăștia. Oameni, dragi, poate mă opresc, mă mulțumesc, mă mulțumesc. Eu am fost în regulă, dacă o ajută în 30 de 40 de 10 ani. Aplauze pentru voi, dragi, și foarte, 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 foar